Bună seara! Suntem live din nou și continuăm seria de video din seria 3 lucruri pe care să le faci înainte de a-ți seta obiective de anul nou. Sper că doar acum suntem live, nu-mi dau seama, deci bun venit, bine ne revedem! Suntem în videoul 2 din această serie de 3 lucruri pe care să le faci înainte de a-ți seta obiective de anul nou și astăzi discutăm despre nevoi neîmplinite, dar și ce putem să facem în legătură cu ele. O să am nevoie doar de un moment să vedem dacă ne vedem și ne auzim. Cred că da. Și vreau doar să dau share la acest video și în grupuri. Dacă îmi dau seama cum să fac asta. Între timp, dați-mi un semn dacă ne vedem, dacă ne auzim, cum sunteți. Cred că o să dau share doar după video, pentru că altfel nu funcționează. Ok, sper că v-a plăcut videoul de ieri. Dacă nu l-ați văzut, o să puteți intra pe pagina Alinierea Energetică sau Iulia Barbu și o să vedeți un pic ce am discutat în videoul de ieri. Dar astăzi continuăm seria cu ce facem cu nevoile neîmplinite. Da? Pentru că este un subiect destul de complex, iar intenția mea este să-l rezum în această discuție relativ scurtă, la finalul căruia să avem și un exercițiu practic, da, pe care apoi să-l puteți face ori de câte ori simțiți nevoia. Și atunci când vorbim de setarea obiectivelor, se întâmplă un lucru interesant. Dar vreau doar să verific dacă ne auzim, dar cred că da. Cred că verific mai bine de pe telefon, de pe pagină. Da, nu văd niciun comentariu, dar cred că ne auzim, da? E posibil să ne auzim. Dacă este ceva, puteți să... bună seara, spune Maria, deci ne auzim. Bună, Maria, mă bucur să ne vedem. Ok, deci dacă e tot ok, putem să continuăm. Așa. Și vă spuneam că atunci când ne setăm obiectivele, se întâmplă un lucru foarte interesant în mintea noastră. Și în loc să ascultăm inima și să alegem ceea ce vrem să creăm în viața noastră, să mergem după acele lucruri care ne aduc bucurie și care sunt de fapt ceea ce iubim, da? Ceea ce iubim să facem, ceea ce iubim să fim, ceea ce iubim să avem. Ce se întâmplă de fapt este că în loc să facem acest lucru în mod direct, intrăm într-o capcană a ego-ului nostru care ne spune că mai întâi avem nevoie să îndeplinim anumite nevoi neîmplinite. Da? De regulă, aceste nevoi sunt neîmplinite încă din copilărie. Și inconștient ajungem să ne punem dorințe care să rezolve aceste nevoi neîmplinite, ca apoi noi să ne permitem să ne punem dorințele care au legătură cu ceea ce noi iubim de fapt să avem și să fim. Sper că face sens ce spun aici. Și este o foarte mare diferență între a încerca să rezolvi niște nevoi neîmplinite și a-ți seta niște dorințe care vin din ceea ce tu iubești să faci. Da? Și în momentul în care noi ne punem dorințe care rezolvă nevoile noastre neîmplinite, acele dorințe nu doar că par grele, dar când le îndeplinim, nu ne aduc foarte multă bucurie, foarte multă împlinire. Și ce se întâmplă când intri în această rezolvare a nevoilor neîmplinite este că, de fapt, ce faci este că le recreezi din nou și din nou în viața ta. Și o să dau și un exemplu. Un exemplu foarte simplu este cel legat, cel financiar, da? Dacă eu vreau mai mulți bani ca să fug de lipsa banilor, eu emoțional hrănesc, da? Cu mine este prezentă emoția de lipsă și atunci eu hrănesc și alimentez emoția de lipsă și creez și mai multe lipsă în viața mea. Sau un alt exemplu poate să fie, să spunem, cu o dorință pentru cineva, poate să fie vreau un partener. Dar dacă motivația din spatele acestei dorințe este fuga de singurătate, ce crezi că creezi cu această dorință? Da, dacă tu vrei un partener ca să fugi de singurătate, ce crezi mai mult în viața ta este de fapt mai multe dovezi ale faptului că e singură sau singur? Da? Și asta se întâmplă, sunt sigur, sunt curioasă dacă ați experimentat în anii trecuți, dacă ați trăit prin aceste experiențe.
Și vreau să lămurim un lucru, nu este absolut nimic greșit cu aceste dorințe. Este foarte ok să-ți dorești mai mulți bani, este foarte ok să-ți dorești un partener, dar motivația de a avea un partener să fie pentru că vrei să iubești și vrei să fii iubită și vrei să petrești timp de calitate în compania unei persoane care te face fericită. Pardon, din acest loc este cu totul altă energie. Această intenție de a avea un partener setată din această vibrație înaltă are mult mai mari șanse să devină realitate și are mult mai mari șanse să-ți aducă împlinire atunci când această dorință devine realitate, când ea se împlinește. Și pentru a evita această capcană în care setăm mai întâi obiective care rezolvă niște condiții, pentru că ego-ul nostru în direcția asta ne duce fără să vrea, dar instinctiv ne duce acolo, e nevoie. Cred că. Deci, pentru a evita această capcană, este ceva ce putem face, dar este un exercițiu pe care îl putem face să evităm această situație. Da? Și asta pentru că, dacă obiectivele tale au legătură cu a rezolva ceea ce nu este deja împlinit la tine, trebuie să termin întâi un curs ca apoi să fac cu tare lucru. Trebuie mai întâi să ajung undeva ca apoi să pot să fac altceva. Dar cred că vă sună cunoscut acest tipar. Și de cele mai multe ori, când suntem prinși în acest context, nu facem decât să recreăm din nou și mai multe dovezi ale lucrurilor de care fugim. Și exercițiul pe care o să-l facem imediat împreună are legătură cu a ieși din acest context, de a evita să ne lăsăm prinși în această capcană și are legătură cu un nivel de conștiință care ne spune dacă suntem deja întregi și compleți exact așa cum suntem. Da? Suntem perfecți exact așa cum suntem și tot ce avem de făcut este să ne aducem aminte de acest lucru. Și sunt 6 nevoi fundamentale pentru fiecare om, dar poți să adăuga la această listă oricare alte nevoie cu care simți că rezonezi în acest moment. O să-ți povestesc acum despre cele 6, iar apoi o să facem exercițiu în care le validăm pur și simplu, noi pentru noi. Ne umplem rezervoarele pentru aceste nevoi. Vreau doar să văd dacă sunt ceva reacții din partea voastră. Bună seara, bună seara. Ok, bun. Și atunci, cele 6 nevoi umane, probabil că ați mai auzit și de la mine, am mai povestit și cu alte ocazii despre ele, dar și în alte cărți sunt destul de cunoscute. Deci prima nevoie este nevoia de iubire. Da? Și aici intră nevoia de a iubi, nevoia de a fi iubit, nevoia de apartenență, deci tot ce are legătură cu nevoia de a simți iubire și de a aparține. Următoarea nevoie este nevoia de semnificație. Da? Avem nevoie, ca și indivizi, să ne simțim importanți, să fim validați, să fim apreciați, să fim recunoscuți, dar nevoia de a fi unic. Și pentru mine această nevoie are legătură și cu libertatea, da? Libertatea de a fi eu însumi, da? De a-mi da voie să fiu unică așa cum eu sunt, fără să fie nevoie să fiu altceva decât cine sunt. Altă nevoie este nevoia de certitudine, da, de siguranță. Avem nevoie să ne simțim în siguranță, de a avea niște lucruri cumva pe care să ne putem baza, cum este să știm că avem unde dormi, să avem un acoperiș asupra capului, să știm că, da, asiguranța unui job deja este, în timpurile în care trăim, da, este așa, nimic nu mai este sigur, dar în contextul normal e important pentru noi să știm că avem ce mânca a doua zi, este important să știm că avem unde dormi, că avem, da, sunt niște lucruri care sunt oarecum fixe și avem nevoie de această, să știm că, da, de la o zi la alta niște lucruri rămân, se mențin. Iar apoi o altă nevoie care se contrazice cu tocmai ce am spus acum este nevoia de diversitate. Da? Ca și ființe umane, dacă, de exemplu, dacă am mâncat aceeași mâncare în fiecare zi, după câteva luni de zile, probabil că n-am mai putea mânca acea mâncare. Da? Avem nevoie de diversitate în a călători, în culori, în muzică, în dans, prin orice înseamnă diversitate pentru fiecare persoană în parte. A cincea nevoie. A cincea nevoie este nevoia de contribuție. Da? Deci avem nevoie să știm că ceea ce noi facem contează, că noi aducem o contribuție, da? În familia în care suntem, în societatea în care suntem, cumva este o nevoie care are nevoie să fie împlinită pentru a fi fericiți.
Și sunt persoane și studii care arată că persoane care au bani, care au un nivel de succes inimaginabil, după ce au ajuns acolo, își pot cumpăra absolut tot ce își doresc, dar asta nu le aduce împlinire. Și ce le aduce împlinire și ce îi conectează cu viața din nou este această nevoie de contribuție. Când își satisfac această nevoie prin contribuție, atunci se reconectează cu ei și devin din nou persoane împlinite. Și ultima nevoie este nevoia de creștere. Da? Suntem într-un univers care este în continuă expansiune și noi, parte din acest univers, avem această nevoie, acest puls instinct de a crește, de a crește pe toate planurile, da? Personal, profesional, spiritual. Și evident că la această listă mai puteți adăuga și alte nevoi, da? Pentru fiecare poate să mai fie ceva, da? Nevoia de companie, nevoia de relații autentice, nevoia, deci cu ce sunteți acum în acest moment. Și după ce aveți această listă în față, o să facem următorul exercițiu, care este mai mult un exercițiu de imaginație, dar subconștientul nostru nu face diferența între ce este real și ce este imaginar. Da? Și aici este cumva puterea acestui exercițiu, pentru că făcându-l și trăind acest exercițiu, așa cum o să-l explic mai în minutele următoare, cumva ne umplem aceste rezervoare, ne validăm aceste nevoi întâi. Da? Și o să vedeți că dacă trecem prin exercițiu se simte imediat shift-ul și se face un salt în nivelul de energie personal aproape instant. Și din acel loc putem să luăm exact aceleași decizii, aceleași dorințe, aceleași intenții, dar pentru că le setăm dintr-un alt loc să fie împuternicite. Da? Să nu fie dorințe bazate pe lipsă, pe ce nu avem acum viața noastră, ci să fie împuternicite de cine noi suntem și cine devenim în acest proces. Sper că face sens ce spun aici. Ok. Și exercițiul este cât se poate de simplu, da? Deci, eu prefer să fiu singură când fac asta, dar să fiu într-un loc în care să fiu liniștită. Putem face asta în natură sau în casă, oriunde. Pur și simplu, ai nevoie să închizi ochii. Poți să faci acum împreună cu mine acest exercițiu sau poți să faci când vezi videoul în ulterior, dă-ți voie să respiri profund de câteva ori și apoi iei fiecare nevoie din lista ta. Deci sunt cele șase care ne-am spus eu, care sunt generale, dar pot fi și care cuprind multe, multe altele. Și începem cu prima nevoie, da? Nevoia de iubire. Da, nevoia de a iubi, nevoia de a fi iubită, nevoia de apartenență. Și îmi imaginez, deci cum fac eu, dar poate să fie diferit la fiecare în parte, că acest rezervor de iubire se află undeva în interiorul meu și când închid ochii, îmi imaginez cum el se umple. Și rămân în starea asta de vizualizare până când simt că acest rezervor de iubire este plin. Și pe măsură ce se umple, îmi dau voie să văd cum este și cum se simte când iubesc și când sunt iubită. Și apoi, când simt că e complet, merg la următoarea nevoie, da? Nevoia de semnificație. Și închid ochii. Și nevoia de semnificație este nevoia de a fi, nevoia mea de a fi validată, de a fi văzută, de a fi auzită, de a fi recunoscută. Libertatea de a-mi da voie să fiu eu însumi. Și rămân în această stare până când simt că acest rezervor este plin, până când simt că am validat această nevoie de semnificație. Și poate cineva preferă să rămână mai mult aici, altcineva poate să treacă la următoarea nevoie. Inspirăm, expirăm. Și următoarea nevoie este nevoia de certitudine, de siguranță, de a mă simți în siguranță, de a ști că sunt în siguranță. Și îmi dau voie să văd cum acest rezervor al siguranței și al certitudinii se umple și cum este și cum mă simt când mă simt în siguranță.
Apoi merg la nevoia de diversitate. Da, și mă conectez cu rezervorul acestei nevoi care se află undeva în interiorul meu și îmi dau voie să-l umplu. Poate să însemne diversitatea în mâncare, în călătorii, în prieteni, în relații, în culori, în muzică, în dans. Prin orice simți că experimentezi tu diversitatea. Și apoi mergi la nevoia de contribuție. Dau voie să umplu acest rezervor, să validez nevoia mea de contribuție. Să mă conectez cu emoția, ceea ce înseamnă când simt că ceea ce fac eu contribuie și aduce valoare. Cum se simte asta în interiorul meu, cum simte asta în corp. Și apoi merg la nevoia de creștere. Da? De creștere pe toate planurile. Nevoia de creștere emoțională, mentală, spirituală. Și îmi dau voie să validez această nevoie, să o recunosc ca fiind o nevoie a mea, să-i dau voie acestui rezervor să se umple. Și dacă mai aveți alte nevoi pe lista voastră, vă puteți valida și acele nevoi pe care le mai aveți. Eu fac acest exercițiu, le-am adăugat la rutina, la ritualurile mele de dimineață și le fac cu mare bucurie pentru că este absolut magic, da, ce se poate crea în viața ta atunci când îți dai voie să funcționezi cu rezervoarele pline. Și imaginează-te acum, da, dacă te ocupi în exercițiu din această energie, cu câtă putere îți poți stabili obiectivele pentru noul an? Sunt curioasă dacă se simte vreo diferență. Și cred că o să văd mai bine de pe telefon, pentru că de pe laptop ceva se întâmplă. Bună seara, bună seara. Da. Deci sunt curioasă dacă se cuprinde exercițiu și dacă simțiți, dacă ați observat vreo diferență. Da, să-mi lăsați un comentariu despre cum a fost acest exercițiu pentru voi. Și o să ne revedem mâine cu ultimul video din această serie. Iar videoul 3 este despre intuiție. Da? În videoul de astăzi am vorbit despre cum să ne validăm aceste nevoi neîmplinite și pur și simplu am trecut prin proces și invitația mea este să vă dați voi să treceți prin proces de câte ori simțiți nevoia. Eu, prima dată când am aflat de acest exercițiu, l-am făcut zilnic multă vreme. Acum îl fac din când în când mi-aduc aminte de el, dar prima dată parcă atât de multă sete aveam de a-mi valida eu singură aceste nevoi. Pentru momentul în care le validez și funcționez cu rezervorul plin, se întâmplă ceva magic în modul în care acționezi, în modul în care, chiar și în modul în care arăți, se întâmplă o transformare. Și ieri am discutat despre procesul în care să împlinim, să terminăm lucrurile pe care le-am făcut în anul care a trecut, da? În anul care acum se termină. Și atunci sunt deja două lucruri foarte valoroase care îți ridică energia și te duce într-un loc din care să pui cu putere noile rezoluții pentru anul care urmează. Dar la aceste două lucruri se mai adaugă unul, da, în videoul de mâine, și anume ceva mai și mai magic decât atât, și anume o să vorbim despre intuiție. Și o să împărtășesc cu voi un exercițiu în care să ne lăsăm ghidați de intuiția noastră și din acel loc să primim informații despre ce vrem să creăm de fapt în viața noastră, da? Ce iubește, ce vrea inima noastră să manifeste prin noi în anul care vine. Iar cu toate aceste indicii puse cap la cap, da, din acest loc, o să vedeți că intențiile pe care le propuneți pentru noul an sunt de fapt intenții care sunt împuternicite, sunt intenții care vin din valoarea, din puterea voastră personală, nu vin din lipsă și modul de acțiune spre ele o să pară mult mai ghidat, iar când aceste lucruri devin realitate, vă aduc bucurie și împlinire.
Lăsați-mi în comentarii cum a fost experiența voastră cu acest exercițiu și ne revedem mâine cu ultimul video din această serie. V-am pupat și ne vedem în curând!